FSS Brașovia. Ea este Bianca Elena Ștefănuță. Îi ținem pumnii pentru o evoluție mai lungă decât ieri. Vedeți pe grafica electronică în stânga sus, vântul are vântul îi dă portanță, suflând din față în momentul evoluției sale. Și pare a fi o evoluție asemănătoare cu cea la capătul căreia ieri a ocupat locul al 37-lea. Iată-l și pe antrenorul Magdo Ciobă. Da, în jur de 60, rezultat oficial 58 de metri. Speram să o vedem aterizând ceva mai departe, dar trebuie să spunem că deocamdată, având în vedere ritmul evoluției practicării acestei discipline,